Domnul Iftie, vreau să vă întreb, cu scandalul pariurilor ce ați mai făcut? S-a pus Batista pe țambal până la urmă, că îl văd că a fost reprimit în lot. Cu ce se întâmplă? Eu nu pot face mai mult. Eu am avut atunci niște informații, informații respective le-am dat la Comisia de Integritate și mai mult libertățile sau acțiunile de care noi suntem, pe care trebuie să le facem noi ca și club, nu mai sunt. Ei trebuie să antreneze jucătorii ăștia, trebuie să stea la noi, nu poți să-i dai afară, pe ce motiv? În condițiile astea, cea mai bună treabă este că ei se antreneze foarte bine și dacă se antreneze foarte bine, să spunem bună ziua. Iar dacă suspiciunile astea rămân, chiar dacă nu se demonstrează, în sezonul, în timpul mercatului, trebuie să vedem dacă ne despărțim sau nu. Cam asta este. Dacă au contract cu mine... Corect. Dar ceilalți colegi cum l-au reprimit pe Panson apoi? Ce au zis de Drole? Că până la urmă sunt un grup acolo, un colectiv. Da. A fost o discuție de asta mai personală a lor. Eu am spus că nu pot să pedepsesc pe cineva dacă n-am argumente și dacă nu sunt... Mai ales că asta cu iertarea este salvarea omenirii. Adică ne-am învățat noi. Și de iertat iartă altcineva, nu neapărat. Eu personal, cum să spun, nu pot să judec decât prin niște lucruri clare. Și nu eu judec, ci Comisia de Integritate. Iar eu vreau să am un grup care să aibă încredere unul în altul. Și asta e foarte important. Și dacă copiii l-au primit, că de fapt a fost un vot intern, să știți. S-a făcut o discuție internă și colectivul a hotărât să fie reprimit. Sigur că da. N-am spus că ăsta vine și ei l-au primit. Nu, am tot discuții întreagă. Una m-a participat și eu și a fost poate cel mai poate. Una din discuțiile interesante vis-a-vis de integritate, de echipă, de devotament, de, știți? Foarte, foarte interesant. Adică fiecare cu pasiunea lor și n-au fost străinii de o parte și românii de o parte. Și străinii au acuzat un posibil gest și românii au acuzat la fel și românii au aprobat intrarea lor și străinii au aprobat revenirea lor în grup. Până la judecata, până la rezultatul Comisiei de Integritate, dacă vor fi într-adevăr probe evidente, bănuiesc că vor fi pedepsiți, mă doar trebuie să măsurile necesare. Da, ați fost anunțat când va veni o decizie a Comisiei de Integritate? Nu știu eu, poate cine, poate președinte. Poate să vină sau poate să nu vină? Exact, vă bănuiesc că se caută probe. Nimeni nu poate să vorbească pe lângă subiect. Se caută probe și dacă probele vor fi evidente și cum să spun, demonstrate, e clar că lucrurile vor merge în direcția normal, adică ei suspendați, să pedepsiți, treaba noastră. În momentul ăsta eu n-am argumentul să iei, n-am puterea și n-am instrumentele de a-i pedepsi și ca atare... N-aveți vreo probă clară că băiatul e vinovat, asta ne spuneți de fapt, băieții. Băieții, dacă e și Drole. Ei au stat pe lângă club vreo săptămână, două, că ne-am mai căutat și noi probele noastre, dacă adevăr sunt reale, ceea ce știm noi, fără să avem decizia comisiei și se pare că nu au găsit colegii mei, că atare i-am reprimit sau antrenat, se antrenează acum, există, repet, acceptul grupului și sper să fie și util dacă vor juca. Joacă și mâine cu Rapid? Nu știu, nu fac eu echipa. Nu știți la ora asta dacă joacă Panson cu Rapid? E interesant. Etapa trecută au jucat amândoi. Da, Andrei Moroiță vă arbitrează mâine din Ploiești. M-am uitat să văd și o brigada la Botoșan cu Rapid. Moroiță din Ploiești, Artene și Dumitru asistenți. Cu Costrei la VAR și Bogdan Dumitrache. Apropo de arbitraj, că ați avut ceva probleme și la meciul de la Ploiești. Bine, iată încă un bastion. Haideți să vă spun că e Covaș care? Sabol sau Ișvan? Unul dintre ei, oricare. Unul știe și unul nu știe. Nu știu, când greșesc cu știință... Sabolț e cel care nu știe? Da, Sabolț arbitrează azi pe... Sabolț e în zonă, la Iași cu farul. E în zonă, Sabolț. Poate să-l trimită la VAR la ei. Deci nu vă e teamă de arbitraj? Și chiar dacă mi-e teamă, ce pot să fac? Corect, aveți dreptate. Se întoarce... Adică sunt greșeli de arbitraj care... Le simți după, se mai așa amplifică când vin tot felul de filozofi și mi explică
cum se greșește sau cum nu se greșește, dar eu plec de la prezență de nevinovăție și cred că oamenii sunt de bună credință și nimeni nu vrea să mă pedepsească. Deși după unele meciuri am găsit greșeli care, da, ce să spun. Care, chiar mod normal, nu erau. Nu, da, la ultimul meci cu VAR, când a dat gol de lovitură liberă, n-a fost lovitură acolo liberă, niciodată. E adevărat, dar VAR-ul nu se bagă la așa ceva. Nu-i treaba VAR-ului. Da. Eu cred că i s-a spus din casă, așa cred. Pentru că ăla de la, nu cred că cineva care e în camera VAR nu-i spune la principalul. Nu cred. Da, ei au diverse moduri de comunicare. Da. Au caz că urechi, domnule, n-a fost, asta a spus mai departe, treaba lui ce a făcut, știți? El probabil că era văzut-o așa sigură că este, pentru că greșea dacă se ducea la margine să vadă varul la o lovitură din afara careului. Nu-i procedural. Fapta e consumată.